Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația de a participa la o nouă lansare de carte pe care o organizează Biblioteca Județeană Constantin Sturza din Bacău. Așa cum am mai spus-o de-a lungul lunilor care s-au scurs deja, iată, din anul acesta, ducem mai departe proiectul care i-am spus Genius Loci, un proiect, zic eu, necesar pentru un oraș cum este Bacăul și nu numai cum este Bacăul. Un proiect care, am să o spun foarte pe scurt, am să vă amintesc foarte pe scurt, să pună în valoare scriitorii, oamenii de cultură, intelectualii pe care îi are urba noastră. E o chestiune, zic eu, necesară, mai ales în contextul unei lumi, așa cum e cea în care trăim astăzi, în care se produce un fel de, o tot mai pronunțată alienare față de problemele spiritului, de ceea ce înseamnă ideea de carte, cultură și așa mai departe. De data asta avem bucuria, pentru că nu sunt eu singur, am în spate o echipă și mulțumesc colegilor și colegilor mei care de fiecare dată se implică în activitățile pe care le organizăm. De data aceasta, invitatul este Cornel Galben, unul dintre scriitorii care cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru cei mai mulți dintre dumneavoastră. Aș apăsa pe o singură chestiune, aceea că, pe lângă faptul că e deja autorul a 20 de volume, dacă am numărat eu bine, numai dacă punem personalitățile cu câte volume sunt acolo, dar aici nu e vorba de cantitate, ceea ce mă bucură pe mine pentru întâlnirea din această seară este că astăzi Cornel Galben va păți ceea ce face el altora de obicei, pentru că nu e specializat și face de câteva decenii bune chestiunea asta în cercetarea patrimoniului cultural local și nu numai local. Este unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei culturale băcăoane și, repet, nu numai băcăoane. Ori chiar mă gândeam, bine ați venit, chiar mă gândeam citind volumele, zic, uite, domnule, omul ăsta face de atâtea zeci de ani fișe de lectură, caută în arhive, în periodice, în cărți, citește, se risipește, citește cu o generozitate cum rar am văzut. Zic, dar lui, cine o să-i facă odată o fișă, domnule? Cine o să-l încondeze și pe Cornel Galben, așa cum merită el odată, să-i ia cineva așa, toată... O să vedem. Rămâne de văzut, ușor de spus, greu de făcut. O să vedem imediat când o să vorbesc un pic despre carte. O să vedeți că nu e chiar așa ușor. Și, dar nu aș vrea să anticipez. De asemenea, vreau să le mulțumesc pentru că se află alături de noi și vor vorbi imediat, vor prezenta cărțile pe care le lansăm astăzi. Domnul profesor Ioan Neacșu, la rândul său, unul dintre profesorii respectați ai Bacăului și unul dintre autorii care, mai ales în ultima vreme, au început să dea drumul la cărți, cum se spune. Poate că pensia este și ea un prag care favorizează scrisul, rămâne și asta de văzut. Și domnului Ion Enache, care de altfel se întoarce acasă de fiecare dată când vine la bibliotecă, iarăși un activist cultural, dacă pot să-l numesc așa, unul dintre oameni apropiați de ideea de carte, de bibliotecă, de scris. Vă mulțumesc, n-am făcut neapărat o regie, doar am convenit că, ca să nu vorbesc eu prea mult, nu de alta, să începem cu lecturi aleatorii și am să-l rog pe domnul profesor Neacșu să ne spună câteva cuvinte despre această carte. Astăzi lansăm volumele 3 și 4, apărute la editura Corcan Press. Domnul profesor, aveți legătura cu asta. Bine, mulțumesc. Să-ți spun câteva cuvinte. Deși e destul de greu să concentrez, să zicem, 10 minute. Ai unde la 5? Impresii foarte diverse pe care le-am avut citind aceste două volume. Vedeți, noastră, Cornel Galben, în primul forum are în principal carte de poezie, deși nu e numai poezie. În al doilea volum, eu aș pune accentul pe literatura de inspirații teologice. Deși nu e numai asta. Dar sunt două direcții foarte importante pe care merge Cornel Galben. Vă spun sincer, mai ales când am ieșit la pensie, am ajuns și eu, iertați-mi îndrăzneala de a face comparația cu magistrul meu de facultate, domnul profesor Dima, care nu mai citea decât vreo 10-15 cărți din toate bibliotecile care citise el. Rămăsese, da. Acum, eu sunt oarecum în afară a ce s-a scris în ultimii, să zicem, 20 de ani. Și mi-e foarte greu să mă orientez. Dar trebuie să-i mulțumesc lui Cornel Galben că m-a ajutat cel puțin în materie de poezie. Și măcar în materie de poezie din zona asta. Deși, să știți că nu e vorba numai de poezie băcăuană. Este acolo și o recenzie la o carte a lui Eugen Enache. Sunt recenzate și cărți apărute la Rămii Cusărat sau la Timișoara. Dar, în principal, sunt cărțile apărute aici la noi. Dorim eu să mă orientez cât de cât în materie de poezie. Am apelat la unul dintre tinerii critici. Am găsit un volum care zicea ceva de estetică, deși nu vorbea de estetică. Dar avea 30-40 de prezentări de poeți pe an. 90, 91, 92, 2000, 2001, 2002 și așa mai departe. Cum prezenta cărțile? Foarte interesant. Descriind Poperta. Zic, uite, domnule, nu mi-a venit niciodată în minte că poți să faci critică literară descriind cum arată Poperta cărților despre care vorbește. Și, luat în ansamblu tot ce scria el, dădea totuși o imagine asupra a poeziei, zicem, din ultimii 20 de ani. Vreau să spun, Cornel Galben folosește, să zic așa, metoda lui Călinescu de a scrie cu citate. Este foarte bine pentru că citind un articol, chiar și de 2 sau de 3 pagini, despre un autor, Cornel Galben colează în așa fel citatele, încât la sfârșit ai imaginea universului autorului respectiv. De cele mai multe ori nu spune nici că e bun, nici că e rău. Dar dacă citează, să zicem, pe cineva care în poezie vorbește despre cum se fură de la autostrăzi și mai știu eu ce. Citatele sunt eloquente, nu e nevoie să le spună. Este un procedeu, să știți, iarăși mă întorc la Călinescu. El zicea că dacă nu știi un autor, pe coșbuc se spune, sau pe Goga, și te duci la istoria lui, și citești paginile respective, după aia cunoști autorul. Este foarte important și vreau să discut puțin tehnica asta a citatului, pentru că, iată, Alexandru Piru a scos o nouă ediție a celebrii istoria lui Cărnescu, ediție care e altă carte. Pentru că George Cărnescu a gândit pagină cu pagină și pagina de pe stânga și pagina de pe dreapta și cum trebuie așezate fotografiile, dacă e în colțul ăsta sau în colțul ăla. cum sunt dispuse citatele. În așa fel încât istoria lui este un spectacol. Ei, reducând istoria aia mare a lui Călinescu la ultimii câțiva ani, cartea lui Cornel Galben ne dă o asemenea imagine prin acest colaj. În ceea ce privește volumul celălalt, sigur că vedeți uneori textele astea se citește oarecum nostalgic. Începând cu Vasile Andru, am întâlnit mulți cunoscuți prieteni care nu mai sunt acum, dar referirile la ei sunt niște referiri foarte bine sintetizate în măsura în care o altă calitate a lui Cornel Galben este capacitatea de a se exprima ascult. Asta vine de la gazetărie. Că nu am zis gazeta. Un gazetar știe că îi spune secretarul redacției să nu cumva să depășești doi pătrați. Și trebuie să-i exprimi scurt. Datorită acestui lucru, în textele astea, chiar scurt, chiar de două pagini, găsim un univers concentrat. Aș vrea să fac la prezentare, voi să faci critică sau numai? E vor, sigur, e voi, orice e voi. Autocritică. E voi, chiar am nevoie. Aș vrea să spun un lucru. Eventual, la o realizare a însemnărilor ăsta, ar fi necesar să fie datate. Pentru că deranjează faptul că citești o cronică despre Andru, care Dumnezeu să-l odihnească, nu mai este printre noi, și după aia citești o cronică, să zicem, la cartea lui Alexandru Piru, la lansarea căreia am fost săptămâna trecută. Și chestiile astea sunt oarecum deltante. Și încă un lucru, pentru că sigur, atunci când faci un text din citate, așa cum face Cornel Galben, este, pentru fluența lui, este foarte bine să-l faci așa cum îl face el. Dar, măcar din loc în loc trimite, ar trebui să fie, s-a întâmplat chiar să mă intereseze un anumit autor, dar nu știu de unde să ia. În felul ăsta pot spune că Cornel Galben face ceea ce e foarte la modă acum, cu ăia care copie. El creează un univers făcând acest colaj pe care le spun. În ansamblu, însă, putem spune că avem de-a face nu cu critică de complezență, nu cu critică de prezentare, mă rog, așa pentru că cere nu știu ce redacții, ci avem de-a face, privită în ansamblu, cu opera unui scriitor adevărat, care, așa cum am spus, printre altele scrie și cu citate. Și eu sunt oarecum supărat pe cei care spun că criticii literari nu scrie, scriitorii numai ăla care spune o poveste cum s-o duce cineva și vă urmările. Ei, nu. Criticul literar face și el teatru, nu mai face teatru de gradul 2. Dar el face o literatură despre teatru și Cornel Galben face o literatură cu adevărat de calitate. Eu felicit. Da, acum, sigur că nici nu-și dorea altceva Cornel Galben decât o prezentare critică, pentru că, în definitiv, asta e miza și nu mai un om de arhivă, numai un istoric literar care știe ce înseamnă asta, poate să aprecieze genul ăsta de prezentare și implicit de abordare. Sigur că, de obicei, la seriile de carte au un aer de festivism, au o chestie așa de prezentări encomiastice, dar nu cred că e cazul astăzi. Cornel Galben e prea hârșit, ca să zic așa, în meserie, ca să nu-și dea seama de iluzoriul unor asemenea prezentări. Acum, haideți să vedem un alt unghi, o altă abordare, o altă lectură a acelorași două volume. Domnul Ioan Enache. În ultima vreme m-am învățat să-mi scriu înainte de a veni să prezint o carte, fiindcă altfel bat câmpii și consum prea mult timp și plictisesc oamenii. Așa că dați-mi voie să vă plictisesc un text scris și să repet unele din ideile pe care le-a zis domnul Neacșu, că dacă e scris, nu mai am cum să le edit. Textul se cheamă În căutarea stării de bine. Abia ieșite de sub presiunea tiparului, cele două cărți ale lui Cornel Galben, Lecturi aleatorii, volumul 3, editura PIM, Iași, 2017, și Lecturi aleatorii, volumul 4, Corcan Press, 2017, adună între coperți 100 de cronici literare, repartizate egal câte 50 de texte în fiecare, ordonate alfabetic după numele autorilor comentați. Ilustrațiile frumoase ale coperților, tot vorbeați de copertă, celor două cărți aparțin nepoatei scriitorului, Ana Sofia Galben, care e un copil. Fiecare volum conține, la sfârșit, câte o notă editorială ce ține loc de postfață cu sumare explicații. Din acestea aflăm că textele au fost publicate întâi în diverse reviste și ziare de-a lungul timpului, iar acum le-a venit sorocul să se potențeze unele pe altele în carte. Volumul al treilea, al lecturilor aleatorii, care între noi fie vorba cu unele excepții, nu sunt deloc întâmplătoare, este dedicat exclusiv poeziei. Găsim între autorii întâmpinați cu generozitate de către Cornel Galben nume mari, de pildă Eugen Ionescu, unii poeți consacrați, precum Leo Butnaru, Ion Tudoriovian, Gheorghe Izbășescu, dar și mulți scriitori necunoscuți, unii debutanți. Firește, am reținut cu bucurie, având în vedere aplicarea vădită a cronicarului spre dreapta credință ortodoxă și câțiva autori de poezie creștină. Ioan Gându, Timcuța Poronceanu Bernevic, preotul Nicolae Jinga, Mircea Constantin Jurebie, Valeria Manta Trecuțu, preot Constantin Paiu. Aria de unde provin autorii și cărțile comentate cuprinde toată România, inclusiv Basarabia. Tomul următor, al patrulea, abordează texte în proză din domenii variate, un caleidoscop de genuri și teme, romane și povestiri, critică literară, ziaristică, eseistică privitoare la arta plastică, la film, la muzică, dicționare și enciclopedii, scrieri teologice sau didactice, pagini de memorialistică, biografii, monografii și albume foto, precum și cărți fără niciun fel de gen definitoriu. Din nou remarc dimensiunea spirituală a lucrărilor abordate spre întâmpinare. Autorii cu preocupări creștine ocupă o pondere mare în spațiul acestui volum. Nu îi voi înșirui aici, dar rețin o cifră, 20 din totalul de 50. Între numele recenzate în volum, purtătoare de valoare certă, confirmate fără echivoc, cu rezonanță la marele public, întâlnim pe Mihai Cimpoi, Constantin Călin, Radu Cârneci, Gala Galaction. Alții sunt pe cale să se impună în conștiința publicului, precum Adrian Botez, Ioan Dumitru Denciu, Ion Fercu, Spiridon Vangheli. Cei mai mulți sunt însă mediocri, submediocri sau trecători grăbiți prin cetatea scrisului. Pe toți însă, fără nicio diferențiere, Cornel Galben îi primește cu brațele deschise, cu prietenie, dar cineva spunea că are vocația prieteniei pe care și-o manifestă și în scris, cu respect colegial, chiar cu entuziasm. În cronica de întâmpinare la poezie, Cornel Galben se folosește de doi parteneri care n-au încotro, trebuie să-i slujească la comunicarea ideilor. Primul este textul cărții comentate, din care criticul selectează multe citate, le expune pe larg cu o minuțioasă atenție și cu o vădită plăcere, realizând cu ajutorul lor o adevărată devoalare a textului poetic al autorului comentat. În acest mod, spune el, în ghilimele, povestea poeziei. Celălalt partener este cititorul. Acestuia revine sarcina să tragă o concluzie potrivită, să pună măsura valorică pentru cartea luată în discuție. Cronicarul nostru este zgâcit cu epitetele și bineface. De asemenea, se ferește să dea verdicte, pozitive sau negative, așteaptă discret confirmările sau infirmările timpului. În ce privește prezentarea textului în proză, aceasta nu se mai bizuie pe citate lungi și dese, în schimb, iese în prim plan descrierea largă, cu amănunte semnificative, metodă folosită de toți autorii de genul. Să deducem de aici că autorului nostru lipsește punctul de vedere critic, mai exact, duhul colțos al criticului literar, ne-am hazardat să tragem o asemenea concluzie, fiindcă am fi contraziși pe loc de o analiză foarte acidă, aș zice extrem de critică, dezvăluită în cronica la cartea academicienii Bacăului de Liviu Marchitan și Ioan Mitrea. Vezi pagina 109 din volumul 4 al lecturilor aleatorii, precum și de câteva observații și accente critice din alte 2-3 cronici. Proba e că domnul Cornel Galben deține spiritul ascuțit al criticului dur, însă și l-a stunit în hățuri tari. Analiza demolatoare, chiar adevărată de a fi, nu se potrivește cu sufletul său sensibil, cu grija lui de a nu-și răni colegii de trudă literară. Pe de altă parte, privindu-i titlurile de cărți apărute până acum, așezate pe vreo 26 de volume și de peste un sfert de veac, observăm că și-a asumat smerit duhul istoricului literar documentarist și din când în când pe acela al memorialistului, gata să se confeseze public. Și-a ferecat duhul trufaș, unii ar spune demonul, și l-a slobozit pe cel smerit. Pornind de la aceste două cărți despre care vorbim acum, spre corpusul masiv al volumelor de istorie și critică literară pe care l-a produs, ne întrebăm care e mobilul interior al autorului, deci sacrifică zile și nopți, citind mii de cărți și scriind mii de pagini. Gloria literară actuală și costumă, beneficii pecuniare din distribuirea cărților, promovarea pe scară socială, toate trei sunt iluzii și zădărnicie. O știe și el, o știm toți, o probează și realitatea în 99% din cazuri. Atunci, de ce se implică total într-un demers cultural greu, cu muncă fără plată, dar cu cheltuieli personale importante? În cuvântul de încheiere al volumului 3 găsim un răspuns de care nu avem cum să nu ținem seama. Citez. Ale noastre sunt, precum sugerează și titlul, lecturi aleatorii. Însă asta nu ne-a împiedicat să ne bucurăm de poezie și să nu încercăm, la rândul nostru, să transmitem starea de bine și cititorilor. Încheiat citatul. Așadar, Cornel Galben este unul dintre pământenii care își caută starea de bine și prin lectură, firește, după rugăciune și pocăință. Aceasta aduce bucurii inimii și intelectului. Și odată ce a descoperit o astfel de așezare interioară, încearcă prin scris să o dăruiască și altora. Nu toate cărțile citite rodesc starea de bine, mai ales acelea care nu au deloc de a face cu poezia bună, dar căutarea rămâne neîntreruptă. La fel și comunicarea în scris cu cititorii. Astfel, cronicarul își profesionalizează și lectura și scrisul. Totuși, modul acesta de a trăi și de a munci, devorat de minima plăcere estetică și de bucuria de a te întâlni cu un cititor necunoscut, care poate nu se va arăta niciodată la întrevedere, constituie o utopie donchihotească. Mai ales că procesul inflaționist din țară în privința tipăririi de cărți fără număr și adesea fără valoare, corroborat cu acela al scăderii ponderilor cititorilor, de la 10% cu tendință spre 0. Denotă simptome grave de frică și instabilitate morală și spirituală, de pulverizarea criteriilor axiologice în societate. În acest context, Cornel Galben își asumă totuși utopia scrisului cotidian și continuă să ne propună cărți și autori cu o bucurie molipsitoare. Da, asemenea cuvinte n-au cum să nu te pună pe gânduri, mai ales că mă tem că voi merge cam tot în direcția asta, cred că ceea ce voi spune despre cealaltă carte pe care o lansăm astăzi, Zile de trecere, va sta sub semnul unei nostalgii, ca să nu spun de-a dreptul scepticism, dar până acolo prima mea grijă a venit de modul în care v-am auzit spunând că v-ați pregătit scris acolo, ca să nu bateți câmpi, zic, stați să vezi ce o să bat eu câmpi, pentru că eu n-am nimic scris, am numai niște semne de carte, niște însemnări cu markerul și două idei puse acolo, dar pentru că oricum acum nu mai pot face nimic ca să schimb chestiunea asta, o să plec și eu de la două observații apropo de îngrijorarea, cred, legitimă, poftiți, uitați, sunt scaune, de îngrijorarea legitimă care cred că derive din ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. M-am uitat înainte de toată în sală. M-am uitat în sală și am constatat cu îngrijorare că media de vârstă așa, și s-ar putea să fiu, mă bate cred doar Adriana, și nu punem copiii la socoteală, nu punem bebelușii, s-ar putea să fiu juneprim aici, în această sală. Da, cred că da. Una dintre, deci, o primă constatare, apropo de pentru cine scriem și, până la urmă, care e finalitatea, apropo de iluzii, de domnicotism, de utopia cărții și așa mai departe. Și a doua observație e legată de ceea ce spunea domnul Enache, că sunt în cele două volume 100 de cărți. Nu? Sunt 100 de cronici. 100? Nu, și eu acum stau și mă întreb, apropo de ce spuneați dumneavoastră, depinde cum o citești, depinde ce carte citești. Nu, apropo că de la un moment dat citești, numai te retragi cu câteva cărți preferate, 10, 15, 20, câte ori ele. Ori, cred că numai dacă ne gândim foarte serios la ce înseamnă 100 de cărți, nu doar citite, ci să și scrii despre ele, e deja o cifră care ar trebui să ne dea de gândit, care ar trebui să ne spună ceva despre personalitatea celui care scrie. Acum, ca să trec totuși la cartea aceasta și să nu lungesc prezentarea, pentru că pe Cornel Galben trebuie să-l auzim în seara asta, nu noi ca noi. Autorul e cel care are lucruri importante de spus, nu doar în scris, ci să ne spună și altfel. Asta e o carte și trebuie să vă mărturisesc din start. Am să fac un soi de confesiune, dacă pot să-i spun așa. La confesiuni. La confesiuni, la ora confesiunilor, parcă erau emisiuni, sau nu știu, îmi sună cunoscut sintagma, îmi e tare cunoscută. L-am întâlnit pe Cornel Galben în diverse situații de-a lungul ultimilor 10-15 ani. Am coabitat câteodată, cum s-ar spune, la Onești sau în diverse ocazii. Trebuie să recunosc că n-am știut absolut nimic despre el, sau foarte puțin despre el, citindu-i textele. Avea cartea asta, care, și asta trebuie de spus, se citește foarte ușor, în două, maxim 3 ore o puteți parcurge și cu profit intelectual, zic eu, și sufletesc. Mi-am dat seama că sunt restanțier, ca să vorbesc așa în limbajul studenților, că tot e sesiune în perioada asta. Sunt restanțier pentru că n-am citit, ăsta nu este primul volum din jurnalul lui Cornel Galben. El a scris Ieșirea din lume 2012, Ultima sută 2013, Primul prag 2014, 1000 de pași 2016 și acum Zile de trecere în 2017. Și trebuie să vă spun că gândul meu este să le citesc acum retroactiv, dacă pot să spun așa. O să merg probabil în sens invers, dinspre 2016 în jos. Pentru că așa s-a nimerit să o citesc pe asta acum și să-l descoper pe Cornel Galben, altfel decât mi l-aș fi, nici măcar nu știam, că a trăit o vreme la Onești, spre rușinea mea, și că de curând a redevenit băcăuan. Dar ăsta e doar unul dintre exemplele care merită amintite, zic eu aici. Acum, să nu rămâneți cumva totuși cu impresia că e doar un șoarece de bibliotecă, e doar un om dedicat cărții, un om care își mai ține în cărțuri, cum spuneați, spiritul critic, instinctul polemic. Nu, nu, sunt lucruri dintre astea. Uite, e suficient să iau un singur pasaj de aici ca să vedeți că totuși, din potrivă, există apetit critic la Cornel Galben, există Cornel Galben e un foarte bun observator al lumii în care trăiește, al cărților despre care scrie. Iau o însemnare, nu? Din 1 iulie 2016. Apropo de timpul ăsta, care nu mai are deloc răbdare cu noi, dar o să revin la problema timpului. Mâncătoare de timp, Cornel Galben se plânge permanent, și cred că nu-i singur, cred că mulți dintre noi ne regăsim în chestiunea asta, se plânge de trecerea prea repede a timpului și de faptul că își irosește timpul. Și, într-adevăr, trebuie să fac aici o paranteză, nu poate să nu te încerce gândul ăsta când fișezi zeci de periodice, când citești, și sunt aici chiar un fel de contabilitate. El își notează exact câte am citit luna asta, mi-am făcut planul, adică el își propune, anul ăsta vreau să termin cu nu știu câte publicații, să fac nu știu câte profiluri intelectuale, câte fișe de dicționar. Nu iese niciodată. Nu faceți ei. Și totuși, i-au ieșit vreo 20 ceva de cărți. Ăsta e paradoxul, ăsta e jocul lui Cornel Galben, și lupta cu sinele, în definitiv. Iată însemnarea unde se plânge de timp. Una dintre ele. Mâncătoare. Restul le vom citi după aceea. Mâncătoare de timp au fost și întâlnirile la care am participat, între care amintesc doar întrunirea de la sediul filialei Bacău a USR. Lansările de carte ale autorilor Adrian Erdicianu și Maria Ileana Tănase, la școala Pâncești, comuna Sascu. Ședința de cenabil de la începutul lunii s-a vrut într-un fel aniversară, dar poetul Petru și Andrei, pardon, sosit de la Bârladnia Iași, unde își lăsase fica în spital, cred că a plecat cu un gust amar, care Calistra Costin, președintele filiale, dându-i tot scenariul peste cap. Și venise omul pregătit cu un geamantan de cărți, cu diplome și medalii, cu licori, cu licori ochioase, și cu de-ale gurii, numai că după schița de portret făcută de criticul Grigore Codrescu, lectura începută de sărbătorit a fost brusc întreruptă de capriciosul anfitrion, care i-a mânat o diplomă de excelență și a plecat nou înainte de a anunța că următorul program a să citească este Vasile Larco, epigramistul. Consultându-și calendarul, acesta a cerut o amânare pentru toamnă, pe 4 iulie, urmând să fie prezent la o altă manifestare, Ziua Statelor Unite. A citit și el câteva catrene, dacă nu chiar ceva mai multe titluri decât a avut parte poetul ajuns în acea zi, la 70 de ani. În ceea ce mă privește, m-am lămurit care este diferența între cel cu Octavian Boicu, condus de Petru Scutelnicu, și cel al filialei, așa că nici unii, nici alții nu mă vor mai prinde prea des pe la ședințele lor. E doar o mostră care ne arată că totul Cornel Galben nu e deloc așa de blajin precum pare și nici n-ar fi normal să fie, pentru că de la un critic literar te aștepți totuși la reacție, la spirit critic, la polemică, pentru că, până la urmă, asta este savoarea. Nu doar să-i încondezi frumos pe toți, să-i mângâi părintește pe crește și așa mai departe. Nu. Cornel Galben nu face lucrul ăsta, chiar dacă își risipește timpul, și abia aici și îl risipește, zic eu, cred eu, în momentul în care parcurge atâtea titluri pe care ați spus. Și inevitabile ele sunt și valoroase, și medii, și mediocre, și submediocre, și maculatură de-a dreptul. Ori, asta este o muncă sisifică. Asta este dimensiunea, zic eu, care îl definește pe Cornel Galben și o veți vedea foarte bine ilustrat. În definitiv, orice jurnal este un autoportret. Într-o măsură mai mare sau mai mică, un jurnal este un autoportret. Și un jurnal de lectură, cum este acesta, e tot un autoportret. Sigur, intelectual, spiritual, dar veți vedea că, de fapt, Cornel Galben face o muncă dintre asta, e aproape un benedictin, așa, un efort de care avem nevoie. Asta e munca asta nu se vede. Vine un eseist, îți face un volumaș așa frumos, cu niște volute, cu niște puncte de dar ăla n-a citit mai mult de 50 de cărți, apropo de ce să zicem. Dar ți-o aduce din condei frumos și spui că, domnule, sunt unii care au darul formulărilor memorabile, titlurilor extraordinare, care te prind, care te agață, care se impun, care ies în față. Ei, oamenii de tipul Cornel Galben se văd mai greu, se văd mai puțin. Deși ei sunt oamenii de bibliotecă, oamenii care și-au rost, apropo de, nu, coatele în arhive, în biblioteci și așa mai departe. Ori, dimensiunea asta se vede foarte bine într-un jurnal. Pentru că, da, jurnalul are și acest avantaj. El nu e doar ed-memoar, nu e doar o oglindă narcisistă sau mai puțin narcisistă, nu e doar un fel de înfruntare cu tine însuți. Nu. E și o modalitate de a cunoaște un om pe dinăuntru, de a vedea ce se ascunde în dărătul, nu, cărților acestora de istorie literară, de poezie, dacă e cazul, de proză sau indiferent despre ce o fi vorba. Pentru că e și asta o întrebare care revine obsedant, aș zice eu, în paginile acestei cărți. La ce bun? Cui protest? Cornel Galben este foarte adesea frământat, măcinat de acest gând. E suficient să dau un exemplu ca să nu vă plictisesc mai mult decât e cazul. Iată o însemnare din 22 februarie. Luni, 22 februarie. Se întreabă Cornel Galben. La ce bun atunci toate aceste zbateri? La ce să mai irosesc atâta amar de vreme citind prostiile altora? La ce bun să-i supăr pe alții cu observațiile mele? Că da, asta se întâmplă de multe ori, fac o paranteză. Tu citești, îți sacrifici timpul, te rupi de familie, de alte lucruri poate mai importante. Încerci să intri în universul ăla ficțional, să... Așa? Și tot autorul e supărat pe tine. După ce că tu sacrifici un interval de timp, faci un efort, scrii despre el, de cele mai multe ori, și asta cred că poate să o confirme, cred că a pățit-o de nu știu câte ori, tot el e supărat pe tine că de ce ai zis aia, că de ce n-ai scris aia, că cum ți-ai permis să... Și așa mai departe. Asta este soarta ingrată a cronicarului literar. Mai ales a celui care face și Cornel Galben, uite că sare de la una la alta, de-aia dacă n-am scris, Cornel Galben este într-un fel unul din mohican. Pentru că, nu, haideți să ne gândim foarte bine. Cine mai scrie astăzi cronică de întâmpinare? Cine mai are astăzi răbdarea, motivația ca să citească debutanți, să citească năuneimuri, cum se spune? Ori Cornel Galben face lucrul ăsta. Iarăși nu-i lucru puțin. Cineva l-a menționat aici pe Călinescu. Cum e istoria călinesciană? Sigur că este siropoasă, că este un roman critic, că este nu știu ce. Dar Călinescu, dacă vă amintiți, în prefață o spune că el, de fapt, tot ceea ce a construit datorează câtorva sute de oameni de bibliotecă pe care el i-a consultat. El a pus cap la cap informația, sigur, cu genul lui, cu... Dar Călinescu, care citea literaturi, nu știu dacă stătea să citească de-a fi rapăr pe fiecare dintre autorii ăștia necunoscuți. El cred că deja avea o bază de selecție de la care a plecat. Ori Cornel Galben este la firul ierbii, este în contact direct și nu și-a pierdut apetitul, nu și-a pierdut interesul, pentru că te paște foarte ușor blazarea. Și acum revin ca să vedeți, apropo de lupta cu sinele. La ce bun să scriu? Are rost să mai fac așa ceva? Iată o altă însemnare. Deși miercuri bătusem toate recordurile anterioare, epurând 135 de publicații, 1566 de pagini, când citim noi 1566 de pagini, 185 de file A4, 68 de file A5, un plic mediu, unul mic și două pliante, iată că o să am de lucru până la iarnă. Dar e posibil să intru și în anul viitor, tot fără să curesc sacii, întrucât voi face în mod sigur și altceva în afară de conspectat. Da, până la urmă este un fel de omul conspect. Dacă pot să-l glumesc așa, dacă pot să-l numesc așa. Dar, pentru că spuneam că nu o să lungesc această prezentare, închei cu o însemnare de bilanț. 30, respectiv 31 decembrie, nu? Pentru că își face ca orice om serios. Ați văzut cât e de scrupulos, cum notează, ce evidențe ține. Cred că n-am să pun niciodată să fiu atât de organizat. Adică să știu în fiecare zi câte foi, câte file, câte plicuri mari, mici, medii, așa și așa mai departe. Dar, lăsând gluma la o parte, că totuși, sigur, cartea poate să-ți dea un vior nostalgic, dar nici într-un caz unul trist. Nu. O asemenea carte te încarcă într-un fel și o să vedeți în momentul în care o veți citi, că de fapt Cornel Galben din asta se hrănește. Pentru el scrisul este, dacă vreți, cum zicea Eugen Buzou pe vremuri, cartea care m-a ținut în viață, scrisul care mă ține în viață, da? Cornel Galben... Da, e o formă. Și chiar își propune, o să vedeți, acolo sunt însemnare care își propune să nu mai intre polemici, să nu se mai certe cu nu știu cine, să nu mai zică de la nu știu cine, să lase de la el. Și se refugiază în scris. Scrisul care e frumos, scrisul care îți dă o stare de bine, scrisul care te ține, care te umple de... Da, în definitiv, n-ai cum să ajungi la performanța de a scrie atâtea volume. Și mai ales că volume, munca asta este de multe ori anodină. Nu? Să nu vă imaginați că trăiește cine știe ce satisfacție. S-a spus chestii, nici materiale, nici intelectuale. Uitați-vă care e statutul scriitorului în lumea de astăzi. Uitați-vă, nici nu mai spun de tiraje, de succes de casă, de presă, de care vrem noi. Nu, nu. Oare glorie să fie ca să scrii într-un pustiu, parafrazez și eu niște versuri. Hai să vedem, deci, finalul. Poate în 2017, își spune Cornel Galben la sfârșitul 2016, ar trebui să fac un exercițiu și să notez în fiecare zi aidoma diaristului Constantin Călin, cel care, de regulă, la ora 8:30 fix, începe povestea zilei. N-am dedus din zigzagurile sale dacă notează aici ce s-a petrecut ieri sau adaugă gânduri pe parcurs, dar important e că o face zi de zi și, în felul acesta, marchează nu doar evenimentele personale, ci valorifică și o parte din tezaurul acumulat în sutele de fișe adunate de-a lungul anilor. Peste 3 ani voi intra într-un an care se anunță furtunos nu doar la noi, unde harta sa politică. Dați-mi voie să nu citesc politicale, deși au și ele savoarea lor, dar asta e ca un fel de promisiune, adică să mergeți dumneavoastră către cartea aceasta. O carte pe care aș situa, vorba lui Arghezi, între credință și tăgadă. Și nu numai în sens religios, ci și în sens cultural, dacă vreți. Pentru că Cornel Galben e aici această tensiune. Cornel Galben care crede că merită să scrie și Cornel Galben care se îndoiește că are pentru ce să scrie. Și tot el revine, tot el scrie, tot el se încurajează, tot el se motivează, pentru că, în definitiv, Cornel Galben asta este. Un om din cărți, un om pentru cărți și un om carte. Eu vă invit să citiți acest nou volum din jurnalul lui Cornel Galben și mai ales să ne spună acum câteva cuvinte despre... Nu știu despre ce. În primul rând, mulțumesc că ați venit. Asta înseamnă că mai sunt oameni care vă iubesc. În al doilea rând, am venit cu inima îndoită, ca să zic așa, că n-avea rost să fac eu o lansare. Dar felul cum s-a făcut prezentarea, chiar m-a bine dispus, încât am râs cu lacrimi. Așa că pot să pornesc la drum să învăț și de celelalte cărți la care lucrez în prezent. Sigur că inițiativa bibliotecii este foarte bună. Eu am devansat așa un pic, ca să zic, adică am început primul volum de personalități, a apărut în 2000. Deci sunt ceva ani de atunci. Am beneficiat la un moment dat și de ceva sponsorizări și, să zic așa, două-trei cărți dintre cele 27 au primit finanțare, dar toate celelalte sunt de buzunarul meu și al familiei. Și aici, mă rog, prin jurnale mai amintesc eu că au fost destule zile când mi-am neglijat familia și copiii și m-am ocupat de alții în loc să mă ocup de cei care erau mai aproape. Dar așa am pornit-o, cum să spun, gazetăria a fost la un moment dat cea care m-a acaparat. Sigur că, schimbându-se vremurile, s-au schimbat și criteriile morale, în primul rând, și de când am renunțat la gazetărie, din 95, m-am ocupat mai mult de scrisul cărților personale. Că am reușit, că n-am reușit, se vor convinge cei care vor avea curiozitatea să se aplece asupra paginilor mele. Ele sunt destule. Sigur că inventarul acela are și el un rost acolo. Plicurile care le tot amintesc, ele sunt și alea pline, nu sunt chiar plicuri așa. Deci, în pliculearea mai sunt alte fire și alte însemnări, chiar pe plic și așa mai departe. Cu bani. Plicuri cu bani, da? Plicuri cu bani. Cu bani, în Cuba, liber. Banii s-au dus repede, nu se pune problema. Dar satisfacția cât este măruntă, mare, cum să zic, că se va vedea peste an, probabil. Pentru ceea ce fac eu, nu a sesizat ce au spus colegii mei, că se mai încumetă puțin să facă astăzi și mai sunt. De fapt, în fiecare județ este câte unul ca mine, așa, care încearcă să mai scoată la lumină și eu, ocupându-mă de personalitățile Bacăului, sigur că i-am depistat, așa, ca să zic, că îi cunosc și pe cei de la Timișoara, și pe cei de la Iași, și pe cei de la Vaslui. Dar e o satisfacție să descoper om, pentru că mie mi-a plăcut, încă de mic, mi-a plăcut să aflu despre cei care într-adevăr reprezintă ceva pentru societatea românească. Și nu numai pentru societatea românească, pentru că între personalitățile născute sau evite în spațiul Bacăului sunt unele de valoare universală. Dar și cei mici au locul lor și fără ei, cei mari, sigur că probabil n-ar fi putut să facă atâtea. Că am reușit, rămâne de văzut. Rămâne de văzut și sper că cei care vor avea răbdarea să se aprecie mai intens asupra jurnalelor, acolo vor descoperi într-adevăr și altceva despre linie. Adică, aducând pe lângă aceste zile de trecere, am mai găsit din jurnale, le-am adus și pe celelalte 5, sigur că n-au fost câteva exemplare, dar începând de la ieșirea din lume, se petrec acolo niște fenomene cu ființa mea și, mă rog, cei care vor avea curiozitatea să le afle, vor afla și despre mine, dar în principal despre ceilalți, despre care eu, în rândul meu, scriu. Că o fac uneori cu un ochi mai critic, că o fac mai cu blândețe. Eu, de fapt, am construit în toate câte o poveste. Poveste în care mă regăsesc și ne regăsim cei despre care scriu și despre care cercetez, fac săpături, cum fac arheologii. Sigur că e multă muncă, multe ore petrecute, așa, dar asta nu înseamnă că n-am timp să mă uit și la un meci, mai las totul deoparte să mă uit la un tenis sau la fotbal câteodată. Sigur că acum și astea au decăzut ca și societatea românească, dar nici nu poți să stai de la 5 dimineața și până la 12 noaptea să stai cu nasul în calculator sau cu nasul în carte. Deci mi s-a întâmplat și lucrul acesta. Să lucrez, pentru că au fost, cel puțin la personalități, au fost fișe care mi-au luat, pe lângă documentare, mi-au luat de 5-6 zile, uneori, chiar mai mult de o săptămână, ca să redactez un text. Pentru că destul de dificil să concentrez munca unui om în câteva file de text. Și atunci foarte atent la ceea ce faci, mai ales că dacă mă depistează și pe mine și au fost situații, câteva situații când m-au ciupit pentru că mi-a scăpat un element, adică mergând pe credibilitatea, de exemplu, era vorba de un academician. Or, în baza de date, în dicționarul despre membrii Academiei, deci cel care este în Academie o greșit și eu am preluat o informație de acolo care a fost corectată de regretatul profesor Ion Moran. N-aveam de unde să știu informația. Dar, la rândul meu, am corectat. Am corectat, cum să spuneam, și mulțumit pentru observație. La rândul meu ați văzut, citat cu academicienii Bacăului, a corectat. Adică dacă te apuci să scrii despre ei, trebuie totuși mai multă seriozitate, pentru că e dificil să acoperi universul acesta informațional. Și eu aveam în baza de date foarte multe lucruri pe care autorii nu le-au sesizat și atunci am putut să-i combat și cu armele lor și cu armele mele. De asta probabil am și amânat cartea mea despre academicienii Bacăului, care între timp ca număr s-a mai mărit. Deci sunt mai mulți academicieni decât cei pe care eu îi aveam deja în fișier și decât cei cu vreo 7-8, mai puțin decât au scris autorii volumului comentat. Să sperăm că timpul o să ne îngăduie și Dumnezeu o să mai dea zile și sănătate și să mai pot face câte ceva pentru Bacău, la urma urmei pentru Bacău am făcut-o, nu pentru gloria mea, că gloria mea, cum să spun, adică am vânat-o eu în tinerețe, când eram ambițios și plin de orgoliu. Între timp, lucrurile astea s-au mai estompat și chiar unele au și dispărut, așa că o să fac ceea ce am învățat să fac și dacă cineva o să aprecieze, cu atât mai bine. Și pentru ei și pentru lăcoane. Vă mulțumesc! Da, ceea ce spune Cornel Galben nu face decât să confirme ceea ce scrie Cornel Galben. Da, asta e atitudinea care îl definește. Iar acum vă rog pe dumneavoastră, dacă doriți să interveniți. Două vorbe. Data trecută eram pesimist la întâlnirea noastră, dumneavoastră erați optimist. Ce vreau să vă spun? Probabil că sunt alături de colegul Ioan Neacșu cel mai în vârstă, de 76 de ani. Toată viața am trădat în literatura română, în Bacău ăsta e și la Buș. Văd că vă plângeți că sunt mulți scriitori, eroare. Noi avem ceva, o leacă peste 2000, iar ungurii, jumate, că noi au peste 5000 de scriitori. O a doua chestiune. Nu-mi plac citate, pentru că asta înseamnă, dacă abuzezi, faci mai originalitate. Se spune așa, cărțile proaste ne fac cultură. Deci nu toate cărțile, o literatură, marile literuri ale lumii, nu se formează numai cu cei mai mari, și cu cei de valoare medie și mică. Felul ăsta, elevul e foarte variat. Deci, domnul Cornel Galben, îl știu aproape de când era pionier. A câștigat un concurs la Steagul Roșu de ziaristică și în urma acestui concurs, deci a fost un concurs județean, el a fost cooptat în în redacții, după ce a făcut o facultate de filologie cu profil ziaristic la București. Un coleg de-al meu, care acum a fost în vogă până a nu muri, a fost președintele unui scriitor după 90, Laurențiu Ulici, scotea acum 50 de ani, avea acum 50 de ani în Ateneu, o rubrică, Prima Verbă. El, debutanții, el îi comenta și când această generație de începători a început să se maturizeze și fizic și intelectual și ca scriitori, L-au luat în brațe și au făcut din Laurențiu unul și una dintre marele personalități ale culturii noastre. Din păcate a murit pe tărâmul politic și opera lui nu prea s-a realizat. A fost în vogă acum 30 ceva de ani o antologie, o Nobel contra Nobel. El a tradus din mari scriitori al lumii diverse fragmente ale unor scriitori mari, foarte mari, dar care nu au avut niciodată premiul Nobel. Și cartea asta lui, vreo două volume, ideea asta lui a plăcut lumii cărturarilor din întreaga Europa. O altă chestie și cu asta închei. Cel mai mare critic literar pe care l-a dat Bacău și unul dintre oamenii de uriașă cultură, care nu apare în cartea lui domnului Mitra, a fost membru la onoarea Academiei Române, Alexandru Piru, și nu apare. Știa, nu știa, asta e altă poveste. Ce vreau să vă mai zic? Piru, am fost student și eram foarte apropiat de el ca moldovean și ca băcăuan. El a fost asistent lui Călinescu. Piru a făcut facultatea de filologie la Iași, unde era profesor Călinescu. Însă mai târziu, după ultimii ani, după 44, ieșinii vorbeau de rău pe Călinescu, inclusiv un profesor de pe aici, pripășit la universitate, la institut aici la Bacău, își bătea joc de Călinescu. Deși Călinescu ne-a iubit foarte mult pe noi moldovenii, să zic așa, dacă nu. E bine, când Călinescu a fost dat afară de universitate, de un profesor prea bătrân acum să-l mai zic pe ce merită, s-a dus în 48 de la catedră și a zis: tovarășe, domnule profesor, grupa noastră de UTC și nu vă mai dorim profesor, vă rog părăsesc la amfiteatrul Moldovescu. Și Călinescu pe vor striga: boilor, boilor, dacă vine înapoi. Călinescu nu a mai venit înapoi decât în 61, eram student, a dus de prietenul său care era decanul, Alexandru Rosete, mare lingvist. Și ne țineau un fel de conferințe, sâmbătă de la 12 la 1. Și erau multe puzdere, dar el nu mai era, pot să zic așa, că mi-a pus mea profesor, că n-am mai profesat să-ți dea note. S-a jucat odată cu o grupă, să asculte și-a dat note numai de 10, mai ales după ce o fete era om normal, bărbat normal. Ei, colegul meu a zis că ediția asta lui Piru, el era foarte încântat, Piru spunea: domnul Neamă, cel mai lucru mai grozav care l-am făcut, că am reușit să tipăresc, să le tipăresc istoria lui Călinescu. Deci când Călinescu a fost primit în Academie, dar nu mai lăsa să mai fie printre studenți. Oricealtăți temeau că influențează. Și, deci a avut din ce trăi. A fost directorul Institutului de Literatură, mă rog. Și Piru, băcăuanul nostru, de asta îi pomenea și numele, ar fi trebuit să avem o stradă în Bacău, Piru. Avem o stradă care duce la cimitir acolo. Alexei Tolstoi, ăsta a fost un scriitor sovietic care a vorbit foarte urât despre noi români. Că dacă era Lev Tolstoi, era o treabă. Și Piru trebuie să fie la mărcine. Piru mi-a arătat unde, se supăra dacă se merge mărcine, mi-a arătat unde a fost casală și a rezervat chiar la Capra Polului. Și Piru a fost muncitor, topograf, și vara stătea în slip pe malul la Herăstrău, era un fel de salvalac. 9 ani de zile acolo s-a aproape muritor de foame. Și ca să nu-l umilească, Călinescu l-a pus să copieze istoria mare a lui de 4 ori. Îmi spunea, o știu pe de rost. Și am zis, mă, dar pentru ce de 4 ori? N-am vrut să-mi spună că de fapt îmi plătea și zis că am vrut el să fie așa. De 4 ori istoria mare. În istoria asta din 82, deci volumul princes, volumul 1, a apărut în 41. Iar în volumul acesta, în 82, ediția Piru, sunt niște adausuri, dar nu politice, ale lui Călinescu, niște adausuri, că a apărut ceva noutăți. Lipsește doar că Forzat îl arată pe Antonescu, în istoria Prinței, și apare Antonescu, e o poză acolo. Numai aceea, nu i-a cerut partidul, nu i-a cerut nimeni să scoată poza aia. Piru a vrut să o scoată. Noi să n-am discuții cu rușii. Deci nu e ceilalți dacă e ediția Piru, pentru că aceea este ultima dorință a lui George Cărnescu. Corect, cum se spune, G. Călinescu, el nu semna cu George, G. Călinescu, așa corect. Gheorghe Izbășescu. Deci nu e, pe urmă, a apărut prin anii 80, noi am avut un miliardar fugit înainte de război din țară, a fost de dreapta mișcare regională, Iosif Constantin Drăgan, miliardar, în Italia trăit. Și el a avut acceptul lui Nicolae Ceaușescu să scoată o ediție istoria lui Călinescu. O aș pe această casă, asta e efectiv în condiții grafice excepționale, pozele sunt mai bune decât ediția Princeps, deci nu s-a tăiat nimic. Deci ori, eu să constatez ediția din 41, iar cealaltă ediția lui Piru, sunt adausuri, dar nu a avut rabat de la știință, așa a vrut el. Deci nu a făcut, n-a devenit comunist peste noapte, chiar dacă a devenit și el membru de partid. La un moment dat îi s-a cerut el de ea, cam asta am vrut să vă spun. Mulțumesc frumos! Aici vorba îmi vine în minte un titlu din Bacovia și îți mulțumesc domnului profesor pentru divagațiile utile. Eu aș zice totuși să ne întoarcem la Cornel Galben și la cărțile lui, pentru că e o lansare totuși a lui Cornel Galben. Domnul Sabin, Ionel Sabin. Să ne întoarcem la Cornel Galben, cu drag. Am ascultat informațiile prețioase ale lui Ioan Neacșu. Ne-au făcut bine tuturor. Ne-au deconectat și ne-au integrat, să spunem, atmosferii în general. Dar să întorc la vinovatul din seara asta. Mă simt obligat, dar obligat în sens pozitiv, să vorbesc despre Cornel Galben. Cred că eu, când nu aș fi fost aici, alături de dumneavoastră, fără câțiva oameni foarte importanți, după cum mă cunoașteți, în general, nu mă joc cu cuvintele, iar dintre aceștia îi număr pe Ion Enache, pe Cornel Galben și mai sunt și alții. Dar mă refer la ei pentru că sunt aici. În perioada când am debutat, credeam cu toții că dărâmăm obstacolele literaturii române. Se vorbea despre noi că vin din urma, cei de la redacția Ateneu spuneau vine din urmă, noua generație, și le simțeam așa ca niște indivizi tineri cu bote grele și tropăiam în viteză spre redacția Ateneu. Atunci făceam niște cenacluri interesante împreună, atunci am trăit minunat lucru pe care să știți că nu îl mai văd acum, în cenaclurile de astăzi. Vreau să vă fac această mărturisire. Nu aveam libertatea de exprimare ca acum. Dar niciodată prietenia nu a fost mai puternică. Loialitatea nu a fost mai evidentă. Dăruirea nu a fost mai dezinteresată decât atunci. Oare să fi fost noi prea tineri? Oare să fi fost neînțelepți? Oare nu am gândit așa cum se gândește acum? Nu cred. Noi trăiam și încercam să ne exprimăm atunci cu mijloacele care erau. În perioada aceea s-au scris opere extrem de importante. nu îndrăznesc să spun că mai importante decât astăzi. Nu sunt eu calificat pentru asta. Dar s-au scris opere extrem de importante care ne-au format din punct de vedere cultural, din punct de vedere moral, din punct de vedere estetic. Pentru că noi atunci, în literatura tineri, cum eram și vajdii, tropăitori și hotărâți, orâm stabilele literaturii noastre, pe care nu le credeam cele mai serioase, credeam că noi deținem rețeta adevăratei literaturi, eram hotărâți și eram prieteni. Acum să mă întorc direct la, după acest scurt expoziție, să mă întorc la Cornel Galben. Nu plângeți pe Cornel Galben, ci dimpotrivă. Să ne plângem noi soarta că nu suntem legați noi înșine de atâtea opere și de atâția oameni față de care este legat Cornel Galben. A spus un lucru formidabil, pe care asta este și motoul existenței mele. Fă ceva pentru comunitate, fii cinstit, pentru că implicit faci pentru tine. Nu trebuie să ieși neapărat în frunte, să spui, fac pentru mine și să vedem ce se întâmplă. Nu, fraților, facem pentru comunitate și implicit facem pentru fiecare dintre noi. Jurnalismul cultural profesat de Cornel Galben, de Ioan Enache și de ceilalți care au fost, dar mă refer că ei, fiind mai tineri, ei au fost repartizați atunci la secția culturală. Biografia mea ar fi aiurea să nu recunosc. Biografia mea face parte Cornel Galben. Pentru că de la debutul meu și până mai încoace, întotdeauna a urmărit ceea ce am făcut, modul în care am fost receptat de dumneavoastră, de public, întotdeauna am fost obiectiv. Nu pot să uit că primul articol în Steagul Roșu, iertați-mă, nu mai știu cine, Ion Enache sau Cornel Galben la prilejmit, memoria clipei despre Nicuienea. Și de acolo, până la urmă, s-au concretizat preocupările mele viitoare. Deci, vă spuneam să nu-l plângem pe Cornel Galben, să-l invidiem pozitiv. Cornel Galben a scris despre 100 de autori acolo. Dar el acum face parte din 100 de biografii. E un lucru formidabil ăsta. Jurnalismul cultural făcut cu credință, profesat cu obiectivitate, cu în spiritul respectului valorilor, este o șansă și pentru individ, și pentru societate. Nu o să spun niciodată că singur poți să izbândești ceva. Nu poți izbândi decât numai în echipă. Eu am fost unul dintre fericiții care am avut șansa să mă aflu într-un grup de prieteni. Nu de puține ori ne-am mai ciondănit. Să nu credeți, Cornel Galben este un plân. Să ferească Dumnezeu să intre în polemică cu dânsul. Cred că am avut până acum două, să nu le spunem conflicte, pentru că e urât spus. Am avut două polemici. Dar din aceste două polemici care au fost dure, am rămas prieteni. Și aș chema și pe ceilalți din jurul nostru. Observ cum se ceartă. Pe felicitări, Adrian Jucu, că nu ne mai știu drăcia cu politică. Se ceartă din diverse considerente. Politice, morale și așa mai departe. Se urăsc. Nu-și mai dau bună ziua. Este o stupizenie. Întâlnirea dintre spirite nu trebuie să fie neapărat catifelată și nu. Poate să fie și ușor contondentă. Dar când te-ai retras acasă și îți faci inventarul și fișele tale, programul, cum spunea Adrian Gicu despre Cornel Galben, suficient de amuzant cine reușește, felicitări lui că reușește, când să-și facă un asemenea program, când te retragi acasă, sigur te liberezi, cântărești, îți dai seama unde ai greșit, unde a greșit celălalt. Aici nu cape vorba de iertare. Este pur și simplu respect pentru munca celuilalt. Din suflet îl felicit pe Cornel Galben și cred că e bine să-i urmăm respectul fără să ne simțim cumva, într-un fel, nu, pardon, să-i urmăm exemplul al nostru, spun, nu respectul, fără să ne simțim cumva mai puțin respectat de cei din urmă. Mai ales că Cornel Galben nu e doar în 100 de biografii, cred că e câteva mii cu siguranță. Păi să-l invit eu. Da, din punctul ăsta de vedere sunt absolut de acord. Eu altceva aș fi vrut să remarc și cred că am să fac așa, am să intermediez o întâlnire de felul ăsta. Am să-l invit odată pe domnul Sabin la o întâlnire dintre asta de tip ONG-ist, de adolescenți, de tineri, energii, ca să le țină, ca să vadă și tinerii de astăzi ce înseamnă o pledoarie pentru valorile comunitare, ce înseamnă cu adevărat ceea ce pretind a promova ONG-urile din lumea de astăzi. Pentru că, în definitiv, ceea ce a spus acum Ionel Sabin, asta este o pledoarie ca fiecare dintre noi să facem în măsura în care putem ceva pentru Bacăul ăsta, pentru lumea asta de care aparținem. Și am să mai fac și a treia chestiune, am să și divulg un mic secret. Ionel Sabin va lansa el însuși în scurt timp, veți afla la momentul potrivit, în câteva săptămâni, chiar aici, una dintre cărțile sale recente. Doar atât deocamdată, detalii după aceea. Dacă dintre dumneavoastră mai dorește cineva să... Dacă nu, eu aș spune că... Nu, aș încheia întâi, de fapt, chiar nu se încheie niciodată povestea asta a bibliotecii. Eu aș zice să trecem în partea cealaltă, dincolo de paravan, unde autorul ne invită să mai stăm de vorbă. Vă invit și în partea dreaptă, unde cărțile lui Cornel Galben vă stau la dispoziție cu autograful de rigoare. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență. Vă aștept și vă așteptăm întotdeauna la evenimentele pe care le organizează biblioteca. Primul e vineri, la ora 5, la Centrul George Apostu. Vor urma altele și altele, dar... Pe rând. Mulțumesc încă o dată.